Algebră. 18 de la pagina 38. 18. De la 38. Determinat numerele prime A, B și C. Care verifică relația. A, B și C. A, B și C. C. Care verifică relația. Verifică. A plus 2B plus 4C. Egal. 58. 58. Deci determinați numerele prime A, B și C. Da. Care verifică această relație. Să vedem ce înseamnă numele prime. Numele care se împart la 1 și care au divizori proprii. A plus 2B plus 4C fac 58. Spai, de exemplu, putem să luăm cel mai... pentru că 4C, să presupunem că e cel mai mare, putem să luăm un multiplu de C, care ar fi cel mai aproape de 58. Așa, deci ar fi cum gândește. Zice, fiindcă C-ul se mulțește cu 4, ne gândim la cel mai mare număr prim, care e mulțit cu 4, să nu-l depășească pe 58. Care să fie, David Ioan? 13. 13 ori 4. 52. 52. Că după 13, cine ar veni? 17. Prea mare. 17 îl depășește. Da, dacă ar fi 13, 52. Deci, da? 51. Deci, hai să vedem, ne ducem după ce mai mare. Ce este, da? 13? Deci, mergem o dată. Ce? Egal cu 13. Și atunci rezultă 4 ori C, care face 4 ori 13, care face 52, e mai mic decât 58. Dacă l-ai fi luat pe C, și apoi și a fost mai prea mare. Și da? Acum scriem A plus 2B plus 13. Și atunci relația devine. A plus 2B plus 13. Nu, plus cât? 4C cât era? 52. Plus 52 egal cu 58. Egal cu 58. Vom scădea din 58 52. Deci A plus 2B egal cu... Egal cu 6. Poate să fie A și B neapărat... Prime. Nu, prin, nu, sunt diferite, da? Nu, nu zice. A, și... A, egal cu 2 și B egal cu 2. Împărțim pentru 2? Nu poți. N-ai 2 aici. Păi acum ne gândim ce numere prime dau 6 și ne gândim că un număr care prim este 2 și după punem, de exemplu, 2 vei să fie... Deci, 2 ori B să ne apropiem cât mai mult de 6. Păi poate... Dar prim. Cum am făcut cu C-ul, facem acum cu asta. Nu poți cu 3, că 0 mi-e prim. Cu 2. A egal cu 2, B egal cu 3. Da, e egal cu 2, B egal cu 3. Deci, pentru... Sub C-ul ăla, nu? Sau cum? Da. Așa, zice, pentru B, când B-ul este egal, deci rezultă B egal cu 2, și atunci înseamnă 2B egal cu 2 ori 2, egal cu 4, și relația devine A plus 4 egal 6, adică și A egal cu 2. Și iată care am găsit, tripletul C 13, B 2, A 2. O mai fi vreo unul? Sigur, asta e problema. Ne ducem la alt triplet. Coborâm pe C-ul 11. Adică deci, 44. Deci pentru... pentru... Primatare, dacă așa. Pentru C egal cu 11, relația devine A plus... Poți vezi, David. Pentru 11, relația devine... A plus 2B... A plus 2B plus 44 egal cu 58. Da. A plus 2B egal cu 14. Păi 2B poate fi cel mai apropiat de 4 și poate fi 6. Nu merge cu 6, ca să vă spun să... Da, da, B-ul 6 nu-i prim. A, nu, 5. Prim trebuie să 5, da? Deci pentru... Poate să fie și 7, dar nu au, poate să fie 0. Păi, nu poate să fie. Deci de aceea nu ne putem duce pentru B egal cu 7.
Că pentru B, hai să zic, pentru B egal 7, 2B va fi egal cu 14 și atunci rezultă că A trebuie să fie 0. 0 și e imposibil. Și pentru B egal cu cine rezultate de 5, da, rezultă 2B face cât? 10. 2B egal cu 10. Și atunci A ar trebui să fie 4. Păi A 4 e prim? Nu. 4 e compus. Nu e compus. Diferit. Diferit de prim. Acum mergem cu deci, 1 plus 2, cred că mergem la 7. Deci situația când celălalt a fost 11, n-a convenit. Pentru ce? Pentru ce? Egal cu? 7. Așa, 7. Rezultă, Davide, hai, urmărește-mă. A plus 2B. O să fac 27-28. Da, plus 28. 28. Egal cu 58. A plus 2B se face. A plus 2B va fi egal cu 30. Da. B-ul poate fi... Cel mai apropiat număr prin B, ca să zice 2 ori 9 ori 2, 13, că 2 ori 13 fac 26, da? Pentru B egal cu 13, rezultă 2B egal cu 26 și apare ca A plus A egal cu cât? Cu 4. Imposibil. Atunci, aici mai aș avea varianta că B-ul să fie 11. Da, 22 deci, sau 8, iar nu e 8. Deci, tot putem luăm 7 și-l dea 14. Care e raționamentul? Dacă, dacă aici mi-a dat 30, 2B va fi par, diferența de numere pare va face par și A-ul nu mai este prim. Da? Deci, la scăderea asta, Davide, când am luat pe H-ul 7, 47, 28, 58, rămâne un număr par. Da. De ce mi-a mers mai înainte, 2, 2? E singura soluție, de fapt. E singura soluție. Mă duce 2 și 2, 4. Rest, când mai apare, apare la diferență fie 4, fie 6, că va fi tot timpul un număr par. Niciodată nu dă al 2. Sigur, din cauza lui 4, ce? Din cauza lui 4 și a lui 2B, îl face pe A să fie în par. Uite, cum mai rapid aici. Uitați cum aș fi gândit. Scoatem pe A de aici. A egal cu 58 plus 2, minus 2B. Minus 4C. Aia egal cu 58. Și puteam spune despre A. Cum îl verificăm pe A? Asta vrea să vă spun. Și A egal cu 2 pe lângă. 2 putem să scoatem maxim de acolo. 28. 29, cred. 29, da. 29 minus B minus C. Minus 2C. Minus 2C, corect. Deci rezultă, deci e 2 ori ceva. Da. A egal par. A obligator trebuie să fie par, dar o să zic bine. Și cum par, A? Prim. Par prim. Par prim. Rezultă, deci, ca egal. Obligatorul are numai 2. Da? Deci este rapid raționamentul. Și dacă au e 2, tocmai noi ne-am dus în taconarea asta, nesesizând ceea ce am spus acum mai devreme, am început să tatonăm dându-i ce valorile cele mai mari. Și am găsit pe A2. Și am găsit un triplet. Am găsit tripletul. Da? Dar acum tot am încercat să merg mai departe și nu mai am nicio altă soluție. Că singura soluție era asta, cu A egal cu 2. Da. Altfel, după ce am făcut această analiză, cu A2 locuiesc acolo și identitatea devine. 2. Deci pentru A egal cu 2. Rezultă, ia zi, Daniel. A. 2 plus. 2B. 2B plus 4C. 2B plus 4C. Egal cu 58. Din 58. Ia să vedem ce dăm maxim de acolo. În factor. Pe 2. 2 pe lângă. 1 plus. 1 plus B plus 2C egal cu.
29. E egal cu 58. 58. De de acum a simplificat. Și acum simplificăm prin 2. Și atunci rezultă că... 1 plus B plus 2 și e 29. Egal 20. Să dăm pe 1. Să dăm pe 1. B plus 2 ce? B plus 2 ce va fi egal cu 28. 28. Ne-am oprit și analizăm. Și C-ul ca să fie foarte... Și acum, nu. Ducem pe 2C în dreapta și apare că B egal cu 28 minus 2C. Ia să vedem. Și luăm de C maxim, apoi e 28. Și scoatem pe 2 în față. Ha, scoatem și acum pe 2, da. Și B egal cu 2 pe lângă. 2 pe lângă. 14 minus C. Și cum B, de aici rezultă că B par. B e par, e 2 ori ceva. 2 ori ceva, B par. Par va fi 2. Și B, B prim. Și iată cum și B devine unic. Variantă de egal cu 2. Și atunci dacă B e 2, A e 2, clar că îl găsești pe C repede de 3. Da. Și nu mai trebuie să analizăm. Și mai trebuie să mai analizăm. Da, e mult mai corect așa. Sigur. Deci așa trebuie să faci analiza, David. Eu zic pe caiet, te rog să scrii. Hai să mai vedem încă o dată exercițiul. Așa? Nu cum am făcut noi analiza inițial. De, aici am muncit mult. Și am văzut dacă degeaba muncim. Exact. Deci da. Uite așa cum e scris acolo, David. Hai să scrim din nou așa. Condiția de acolo, A plus 2B, David, ne-a cunoscut. Știi ce de acolo tu? A plus 2B. Să scrii nivelul de pregătire și face acasă de sub, nu v-am înțeles. Șterge, face, șterge. Nu, știi cum? El a scris alatul și a lăsat spații și nu-i mai ajung, Cristina. Și acum scrii pe care tu iubitul de pregătire sau cum vrei tu și după aceea acasă te gândești cum să faci. Știi, David? O scriem acum foarte repede. Facem și analiza și și gândim în clipa asta. Deci avem așa, K plus 2B plus 4C, de acolo plecăm. Da. A plus 2B plus 4C. 4C. Egal cu 58. Să se înregistrează asta. Sper că nu s-a auzit. Ai și zis ceva, Părinte? Nici n-am zis, domnul profesor, n-am zis. Chiar ați auzit? M-am gândit. Nu cred că ați auzit. N-am fost cu microfonul în partea aproape de tine. N-ați fost, sper. Deci, condiția era așa, David, A plus 2B plus 4C egal cu 58. Scoatem pe A de aici. A egal cu 58, deci este scris, da? A egal cu 58, minus 2B, minus 4C. A egal 2, așa. Cum de desubt, de aici constatăm că A este par și A prim. De unde ne dăm seama că A este par? Uite, așa trebuie să redactăm ca să fie oglindă. Să zic așa, să pară, să placă ochiului celui care corectează. De aici rezultă, fiind 2 ori ceva, A egal par, dar informația era că A egal prim. Acolată din cele două, exact așa, singurul număr par prim, A egal cu 2. A egal cu 2. Obligator. Și atunci, egalitatea de vinte rezultă că avem, în loc de A punem 2, plus 2B, 2B plus 4C, 4C egal cu 58. Adică, de aici rezultă că 2 pe lângă B plus 2C. 2 pe lângă 1. Pe lângă... Am zis bine mai bine. 2 pe lângă 1 B plus B. 1. Deci, pe lângă B, mă, dacă din ăștia 2, 58 pe lângă 4 așa și am spus... A, vreți, vreți acum, așa deodată vreți. Dar i-a zăpăcit pe ei acum, dacă faceți așa. Bine, atunci am să o luăm mai știu. Faceți cu 1. Da? Deci, 2 pe lângă 1 plus B plus 2C egal cu 58, da? Da. Împărțiți acum. Acum împărțim. Tot acolo am sigur că am luat acolo. Deci rezultă 1 1 plus B plus 2C egal cu 29. Adică 1 fără B plus 2C egal cu 28. Egal cu 28. De unde rezultă? Că B. Da, vede? Că B egal cu 28 minus 2C
minus 2c. Ce putem să facem aici? Copilul factorul. Da. Pe 2. Deci rezultă că b e egal cu 2 14. Pe lângă 14 2 minus c. De aici înseamnă 2 ori ceva, dacă b e 2 ori ceva, b e par. B par. Deci b e egal cu par. Avem informația că b e prim. B e egal prim, e dat în problemă. Și singurul număr par prim, 2. B rezultă b egal cu 2. Și dacă b egal cu 2, a egal cu 2, înlocuim în relația dată. De aici, da? Și vine că... de la început acolo, da? Cum vrei. Sau ori acolo, unde vreți, la ultima relație. Și la ultima e mereu. Și la ultima relație asta, deci, nu? Da. Deci rezultă că c va fi egal cu cât? Cu 13. C e egal cu 13. Bun, am făcut calculul și am văzut. Corect. Așa încât, redactând așa, am terminat foarte repede ieșițiu și... Și-mi place. Și are... Frumos, domn profesor, așa. Da. Cum am muncit noi cu chestia, ne apropiem cel mai mult. Trebuie să tot verificăm. Da? Tot, n-aveam motive să mă opresc acolo. De să zicem că de îi par și au îi par. Da. Și constatam că de fiecare dată dădeam peste par. Și corect. Anulam soluția ce ieși. 19, de la pagina 38. Demonstrați că la împărțirea la 12 a unui număr prim mai mare decât 3. Demonstrați că la împărțirea la 12 a unui număr prim mai mare decât 3 se obține la 12 a unui număr prim mai mare decât 3. Numărul acel nu mai mare ca 3. Se obține unul din resturile. Unul din resturile. Rezultă resturile aparține mulțimii. 1, 5, 7 sau 11. Deci unul din resturile astea. Unul din resturile astea. Trebuie să demonstrăm. Da. Deci împărțind un număr... Ce înțeleg ei din asta? Dar e capul sus. Deci împărțim un număr la 12, un număr prim dincolo de 12, de mai mare ca 3. Adică 5, 7 și așa mai departe. 5, 7, 11, 13. Resturile împărțirii sunt 5, 7. Unul din situația aceea, unul din resturile așa. Unul din numere de ce? Ce număr prim știți de mai mare decât... Păi 13 părți la 12, dă cât 1 și restul 1. 5, 7, 11, 13, 7 și... Corect, și obținem restul 1. Păi 13 părți la 12. 17 părți la 12, dă câtul 2 și restul 5. Alo. 19 părți la 23 părți la 12, dă câtul 3 și restul 1. Cum, domn profesor, facem aici? Cum demonstrăm? 13 împărțit la 12, decât 1 și rest 1. 17 împărțit la 12. 1 rest 1. Alo? Da? Eu sunt, da. 15, 16. Da, ce clasă ești tu? A 8-a. Acum, la clasa 8-a, te duci acolo la Profon Online, tastezi pe Google Profon Online și duci acolo. La clasa 8-a ai toate lecțiile, nu lipsește o lecție. Toate lecțiile care vrei tu și găsești tot felul de găsiți acolo. Acum, eu sunt în tipul unui lecț, dar eu la Profon Online TV sunt direct acolo și sunt la o clasă de-a 5-a și n-am de-a 6-a. Bine? Bine. Bună, la revedere. Deci David observă așa, că dacă împarte pe 13 la 12, obține cât 1 și rest 1. Dacă îl împart pe 17 la 12, îmi găsesc rest 1 și, că nu, cât 1 și restul 5, că 23 la 12, îmi dă restul 1. Cât 1? 1 și restul 11. Dar s-a dat pe 19. Dar cum demonstrăm? Da, cum redactăm aici, trebuie da. Să înțelegem. Observația ta e ca și cum ai spune, se pare că e adevărat. Adevărat, păi 13, 17, 19, 19 la 12,
E adevărat, domn profesor. Da. Dar trebuie să demonstrăm. Calculez și arăt că se poate și gata. Deci numerele prime de ce formă sunt? Că așa trebuie să încercăm să fie numerele. Păi poate fi de forma 4K plus 1. Care cum numerele prime, noi știam ceva, numerele de ce formă sunt. La prime? Da, numerele prime. Okay. Numerele prime, numerele compuse. 4K. 4K? Da, plus 1. 4K plus 1. Noi știm asta la când un număr este pătrat perfect și când nu este pătrat. Așa, așa, acolo aveam. Acolo când nu este, știam că dacă e forma 4K plus 2, 4K plus 3. Exact. Dar la numerele prime, ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să gândim? Avem o formă care să genereze toate numerele prime? Păi, putem să demonstrăm. Scriem de la 13 în sus și vedem că se împart și gata. Păi, dar toate numerele de la 13 în sus sunt infinitate. Nu că vor de mai la 3. Astea. Numai resturile astea. Și mai resturile astea tot. Poate fi cât 1, cât 2, cât 3, cât 4. Da, dar... Dacă zice de la 3 încolo, ca și mai la 5. 5 împărțit la 12, merge de 0 ori și poate scru 5. Este de 7. Da, da. Mai mare de 3, la 5 în sus. Și de restul 5. 7 împărțit la 3, de restul 5. Însă povestea este, avem o formă generală a numerelor prime? Da. Care ar fi? Știu că era un lucru. Aveam pe primul rând al numerelor 2, 3, 5, 7. După aceea era într-un fel, era un tip. Dacă am ști forma numerelor prime și formă generală, atunci am face împărțirile și am vedea de fiecare dată. Restul fie 1, fie 5, fie 7, fie 11 și am terminat cu partea asta. Dar n-am așa un... De ce la 12? Trebuie să ne legăm de 12 și asta să vedem dacă nu cumva... 12 6 ori 6. 12 ce divizor am sau aici? Sau 19 plus 1. Sau 7 plus 5. 3. Deci forma numerelor prime. Zim. Păi textul ce-ai scris, 11 plus 1. 12, 11 plus 1. Și? 7 plus 5. 7 plus 5, 12 se scrie ca 7 plus 5. Da? Unde vezi tu legătura? S-a pus să scriu ca 2 ori 3 ori 2. Domn profesor, aș putea să... Păi, dacă un număr se împarte, aș putea să scriu tevărea împărțirii cu rest. Da, mă. Și să dau un factor, cum ar fi, dau un factor. Da, visez la treaba asta, să fac tevărea. Haideți să încercăm. Bine, dar de ce formă să leau pe numărul ăsta? Stai, mai întâi leau pe 12 de forma 1 cu 11. Și să descriem că restul să fie 1. Nu. Așa. Deci, bine, pe 12, egal cu variantele. 1 plus 11 sau 5 plus 7. Și acum fac teorema împărțirii cu rest. Adică scriu că A este egal cu... A egal cu... 5 plus 7, de exemplu. 5 plus 7, ori cât, restul, dar nu știu. 7, de exemplu. Adică punem și restul. Plus restul, dar nu știu ce trebuie să pun. Păi punem unul dintre cei de termeni, care stă pe la mai au bine, da? Deci, tu zici să pun restul 5 sau restul 7. Păi, în clipa aceea am forțat restul. L-am forțat, l-am pus eu. Păi nu, vedem dacă... Și nu știu dacă chiar așa se va întâmpla. Nu știu că va fi restul acela. Toate resturile sunt bune, putem să ne folosim de asta?
toate resturile sunt bune, câtă vreme împărțim la 12. Da. Deci restul e mai mic decât împărțitorul. Așa cum am demonstrat că a minus 1, dacă luăm restul 1, sigur este egal cu... Sigur este un multiplu de 12. Exact. 12 ori un cât. Da. Deci... Și trebuie să... De acolo să constatăm că au e prim. Exact. În condițiile acelea. Exact. Da? Ia, deci ia așa, să încercăm, să încercăm teorema împărțirii cu rest, spunând oprim un rest 1, da? Exact. Deci ar apărea ca au acela... Pentru restul egal, r egal cu 1, să pornim așa, sau cum domnule. Pentru, da. Pentru r egal cu 1, au ar deveni 12 ori 1 cât? 3 plus 1. Bun. Și atunci înseamnă, scădem pe 1 din ambele. Ia să vedem, la vedere. A, nu-i greșit. Scrii pe pregăte. Nu știi sărat cum să scrii. N-ați analizat acum, eu nu știu cum să scrii. Da, da, da. Suntem pe caietul de nu de teme, de notițe, de pregătire, de pregătire, da. Suntem în etapa de analiză. Nu știm dacă merge greșitul. Dar ia uite ce propunere aveam. Deci restul, în loc ar fi 1. Dacă restul ar fi 1, făcând teorema împărțirii cu rest, atunci ar rezulta că A minus 1, ar apare A minus 1, egal cu 12... Ori un cât. Ori un cât. Și de aici ar trebui să constatăm că A este prim. Exact. Din relația asta. Din relația asta să rezulte că A egal prim. Adică A... dacă știm că A minus 1 are divizori, se împarte la 12. Cum să-mi dau seama că A e prim? A minus 1 e multiplu de... Păi faptul că orice număr minus 1 ar da ori un număr impar, dar timpul este multiplu de 12, este par. Trebuie să dea un număr par. Deci ne-am dat seama că este numărul din cauza faptului că ar fi un număr impar. Dar pot fi mai multe numere impare care... Avem și exemple de numere impare care nu sunt 15, bun, adică... Deci A minus 1 doar atât aș putea face, ca aș avea observația că A minus 1 este... Ce fel de număr este? Prim. Nu. Nu, este... au trebuie să fie prim. Au să fie prim, dar A minus 1, clipa asta... E multiplu de 12. E multiplu de 12. Și de unde A simplu este impar. Este prim, să ia, să dea. A simplu impar. Poți da. Să mă prosti impar. Da. Din ce motiv? Că A minus 1 din par scad pe așa, da? Da. Păi să nu, dar cât e egal cu 1, A minus 1 e 12. Cum poate să fie de la 1 la 11? De la 1 la cât? Cine? Câtul. Câtul este 1, A minus 1 e egal cu 2. Înseamnă că A este 13, dacă cât e egal cu 2. Deci câtul poate să fie... Nu poate să fie decât maxim 4 dintre astea. 4. Cât 1, cât 2, 3 și 4. Cred, nu știu, să vedem. De ce să zicem așa? Nici măcar. De ce să spunem câtul să fie 1, 5, păi 6, da, să vedeți, 11. Trebuie să dea restul maxim 11, domn profesor. Da. Asta înseamnă A minus 5 egal multiplu de 12, A minus 7 egal multiplu de 12 și A minus 11 egal multiplu de 12. Deci în condițiile în care am zis că restul este un scris care am pățit cu rest, apare A minus 1 egal 12 oriceva da. Și câtul ăsta poate să fie numai 1, 5, 7 și 11? Nu! Alea sunt resturile. Câtul poate fi de la 1 până la 11. Păi, resturile, când scris care am pățit cu rest. Da. Dar câturile, ce valori poate să ia ce 1, 2, 3, 4, 5 până la 11. Până la 11. Deci până la 11? Deci pentru că avem 12 acolo și mai poate să o dată. Poate să fie cât de mare. Cât vrem noi. Câtul trebuie să fie mic. Deci din relația asta eu trebuie să trag concluzia că A trebuie să fie prim. Asta trebuie să spun. Da. Și dacă letre C, 1, 2, 3, 4, am motive să spun că de fiecare dată un număr prim? Da, deoarece 12 ori. Hai să luăm 12, dar uite, mai mare decât 11, cum zici tu. Cât deci tu? Pentru ce egal cu 12? Pentru A minus 1
egal cu 144, 2 pe 12. Și aia egal cu 143. Ai dat 145, domn profesor. 45, da. Nu? Păi da, domn profesor, dacă... 144. Și 145. Și 145 nu-i prim. Nu-i domn profesor, și dacă luăm așa și ar trebui să dăm număr prim, o să pun 4 minus 1 care face 3 și un multiplu de 12. Adică nu putem noi să ne dăm seama direct păi, că știm atunci ai el prim. C-ul trebuie să fie impar ca să am resturile 1, 5, 7 și 11, deoarece când câtul este 1, a minus 1 va fi 13. Bun. Când câtul este 2, a minus 1 va fi chiar 15. Când câtul este 3, 12 ori 3 va fi 3. 12, dar 12 ori 2 cât am făcut acolo? 12 ori 2? Va da 24, 25, adică se împarte la 5. Dacă câtul este 3... Păi dacă se împarte la 5 și ești mulțumit? Nu, deci eu am zis că câtul va da un număr, a va fi un număr prim doar când câtul va fi impar. Pentru că 12 ori 1 va da 12, atunci a minus 1 va fi 13. A e egal cu 13. A e egal cu 13. Când 12 ori 2 va fi egal cu 20, a minus 1 va fi egal cu 24, da. Atunci a va fi 25. Nu mai e prim. Adică nu e prim compus. Da. A minus 1 va fi egal cu 12 ori 3. Adică 36. Adică 36, a minus 1 a va fi 37. 7 e prim. Când a minus 1 va fi... Când e par, e clar. Da, când e par, va da un număr compus. Păi și merge și la 5? La fiecare număr impar merge, când câtul impar merge de fiecare dată oare? 12 ori 5? 12 ori 5... 60. 60. Și 1? 61. Prim! Merge. Merge, dar oare merge până la sfârșit? Adică păi, știe, nu putem să spunem direct. Pentru că poate scrie un număr care pup și nu are timp. Deci... merge 5, mai când câtul impar. Păi și-am verificat noi. Da, depinde. Yes. Ia să vedem. Pentru că dacă câtul este 10... Câtul este impar, am zis. Este 11. 11. Da. Nu, să zicem că ce e 10, 120. Nu, ce e 10 e câtul impar, atunci. Ai înțeles, David? Da, dar și cu câtul par un număr prim. Ia să vedem, cu ce cât dă număr 10. Cu 10, ia să vedem. A minus 1 egal cu 120, plus 1, 121 sunt parte, 11 ori 11. Ai înțeles? Deci se pare din câteva observații că ar fi vorba de cât impar. Să fie impar. Pentru situația aceasta, pentru situația când restul este 1, ce o să fie mulțimea numerelor impare. Da. Dar trebuie să dovedi că toate numerele impare. Exact. Generează asta. Adică ar trebui să luăm C-ul de forma 2. K plus 1. K plus 1. Dar e fie pentru C egal de tipul 2 K plus 1. Și atunci, a minus 1 ar fi egal cu 12, 2k minus, 2k plus 1 și echivalent, poate spune că a minus 1 egal cu 24k plus 12. Așa, 24k plus 12. Și atunci a și scădem, adunăm un 1. Exact. A egal cu 24 K plus 13. 24 K plus 13. Asta e forma lua. Deci are de tipul 24 K plus 13. În cazul ăsta. Și dacă scriu pe 13 ca 12 plus 1, apare multiplul de 12 plus 1 și restul este 1. Dacă am plecat, că restul e 1. Noi am plecat de aici. Dacă nu spune că restul 5. Dar ce motive am eu să spun că de numele de tipul ăsta 24 K plus 13 sunt totdeauna prime? Păi nu știu, să mai cercetăm și pentru restul următor. Dar nu ne putem opri aici. Deci am lăsat în drum. Uh-huh. Deci dacă nu constatăm că este adevărat, indiferent de ce K aș pune, n-a făcut nicio treabă. Ce facem? Pentru că e egal cu 0, e 13 și 2. Da, bun. Pentru că e egal cu 1, 24 și cu 13, 37 e bun. Pentru că e egal cu 2, 48 și cu 13, 61 bun. Da? Se pare că generează toate numerele de forma asta, numerele prime. Da. S
Se pare că n-am făcut o analiză. Să luăm restul egal cu 5. Pentru restul egal cu 5, ce se întâmplă? Zi, Daria, vorbești sau pe aceea Davide pentru următorul. Rezultă A în vice formă. 12 ori un cât plus 5, te rămân împărțit cu rest. 12 ori un cât plus 5. Ce facem aici, Daria? 15. Cum se mai scriu relația asta? 12. A minus 5, egal cu ce? 12 ce? 12 ce, bravo, Daria. Fii atentă, Daria. Ce? Am făcut acolo. Cum am scris aici? A minus 1, 12 ce? Bun. Dar noi vrem A prim. Și A o să fie prim? Da. Iar ca să urmăm să vedem dacă la par sau la impar. Să vedem dacă ajungem la aceeași formă. Ar fi interesant. Ar fi interesant. 12 ori 1. Nu, nu se văd. Hai să încercăm și așa. 12 minus 5 va da 7. Cât e egal cu 1? Cât e egal cu 1? A va fi egal cu 7. 12 plus 5. 17. Deci ar fi A impar. Prim. Deci iară, cât 1? Cât 2? Cât 2? 24 plus 5, 29. 29. 29 este, este prim. Este. Este. Ia ca și pentru par. 12 ori 3, 39 plus 5. Nu, 12 ori 3, 36. 36 plus 5, 41. Prim. Prim. Luăm par iară. Da, 48 plus 5, 53, da, iar 3. 3 prim. Deci acum și la, și la 2K plus 1 deci și la 2K. Aici nu mai am nicio... Ai mergat în numerele. Și la 2K plus 1 și la 2K. Asta, deci numele din forma asta... A egal cu 12 C plus 5 par să fie și pare și impar. Merg. Și pare și impar. Toate numele impar și toate numele de tipul 2 par și de capul sub. Oricare fi C care aparține numărul natural. Diferit de 0. Ce diferit? Și dacă și C o diferit? Deci restul 5 și pare și impar. Acolo nu mai impar. Poate la 7 la 7. La 7 cred că e nu mai impar. La 11 o fi și pare și impar. Ce facem? Verificăm. Ne gândim. Hai să ne gândim cu toții la o soluție. Deci numerele acestea de tipul ăsta, de tipul celălalt, dacă acopere pe toată mulțimea numerelor prime. Că noi avem niște tipuri de numere acum. De tipul 12C plus 5, de tipul... Este o anumită categorie din mulțimea numerelor prime. Celălalt se efectează altă mulțime. Povestea este cum anume împreună numele de forma asta și de forma asta la altă și de forma care ar mai fi din celelalte acoperă toate mulțimea numărul prime. Exact. Nu? Asta ar trebui. Acoperim dacă reușim să spunem că acoperim toate mulțimea numărul prime. Deci ai de forma 12 plus 1, ai de forma 12 plus 5, ai de forma 12 plus 7 și ai de forma 12 plus 11. Exact. Asta e forma lor. Da. Deci, și trebuie să fii prim. A de tipul ăsta, A egal cu 12 C plus 1, 1. A tot sau, 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 altă mai A egal cu 12 C, C plus 5. Hai să zicem C1, C2, da? A, plus 5. Dar cred că C-urile astea tot cu 2, 3, 4. A egal cu 12 C plus 7. Tot A egal cu 12 C plus 7. Da. A egal cu 12. Tot același. Exact, e același ce. A egal cu 12 C plus 7. Plus 7. Și A egal cu 12 C plus 11. Și A prim. Asta avem. Asta avem și A prim. Acum, A egal prim. Din toate astea. Acum îl scoatem pe A obligatoriu. Să-mi iasă deodată că e prim. Păi... Putea să-l scoatem pe 12? Nu pot. Comun. De unde să-l scoatem pe 12? Ce să facem? Să le adunăm? Sau ce să facem? Să adunăm, nu cred. Păi... Dar putem să le punem una lângă alta, adică 12 C plus 1 egal cu 12 C plus 5 și putem să le scoatem în factor comun pe 12 din toate relațiile. De fapt, am putea să le adunăm. Pentru că suma numerelor 11, 7, 5 și 1 dă 24. Bă, fiind vorba... De faptul că sunt numere prime, deci asta e toată povestea, adică nu au alți divizori decât pe 11 el însuși. Numere de tipul ăsta. Cu
cum să analizăm cât să constatăm chestia asta. Este registru destul de interesant. Da, și n-ar rezolvare la sfârșit, de aia copiii n-au rezolvat. Da, deci este un registru la care... Și la două stele, înseamnă că e ceva ușor. Nu putem să-l încadrăm, așa zicem, foarte repede într-un anumit tip. Dacă lăsăm același C, fiind vorba de același, nu e același A. Că am spus că o parte din numele prime sunt acoperite din modelul ăsta, cealaltă, o altă parte. Și ele împreună fac toată mulțimea numărul prime. Să vedem dacă ne vine vreo idee acum. Deci nu pare... De la 5. Începem cu 5 totuși. Avem informația. De la, da, 5. De la 5 încolo. Ele, ca numele. Numele prime de forma asta. Nu demonstrați că numele la împărțirea 12 dau numai resturile astea. 1, 5, 7 și 11. Care ar fi resturile în fapt? De la 1, resturile sunt la 0 până la 11, nu? Și avem un număr impar care e 3 și 9, nu? De acolo lipsește din mulțimea numerelor impare. 3 și 9. Poate că ar trebui să facem... Ah. Uite, așa. Dacă ar da restul altceva, resturile care pot să fie la împărțirea la 12? Restul împărțirii. Resturile sunt așezate. Ar face mulțimele. 0, 1 până la 2. Până la 11. Așa. Dacă ar fi un număr par, dacă restul ar fi un număr par, adică ar fi 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 și 8, da? Sau și 10, ce s-ar întâmpla atunci? Deci dacă restul ar aparține mulțimii valorilor 0, 2, 4, 6, 8 și 10, deci dacă ar fi pare, atunci ar rezulta că A ar fi 12 ori C, plus unul din restul de astea pare. Adică, ce înseamnă numele pare? 2 ori ceva. 2 ori 1, 2, 3, 4, până la... Dacă ar fi plus 0, hai să zicem plus 0 aici. Păi au ar atunci... fi 12 multiple de 12. Și atunci ar mai fi, par, ar mai fi prim? Nu. Nu. Deci când e 0, A diferit de număr prim. A, când se adună la 12 numere pare, acesta va fi mereu compus și când va aduna numere impare, acesta va fi mereu... Atunci am șansă să analizez. Deci dacă adun pe 0, 2, 4, scos deci, pe 2, 4... Nu pot fi pare. Deci resturile nu pot fi pare, da? Și așa mai departe. Deci restul diferit. Restul este diferit de 0, 2, 4, 6, 8, da? Bun. Deci restul diferit de pare. Atunci... Restul poate să fie una din valorile 1, 3. Nu, să arătăm că nu poate să fie. 1, 3, 5, 7, 9.